întâmplat? Ce v-a spus șoferul? Nu pot să vă spun eu, dar a venit, a găsit accidentul deja făcut aici și nu știu. Dar ce nu a respectat șoferul? Ce ar fi trebuit să facă? Poftim? Ce ar fi trebuit să facă șoferul? Cum ar fi trebuit să meargă? El a mers normal, nu se meargă altfel. Acum chestiunea este să vedem noi când am plecat din cențele săi de la ei de aici, când am plecat din fermă, am măsurat distanța de la sol la vârful săgeții cu care s-a lovit grinda și a avut 4,05 distanța. Or, acum de asta tot să fac măsurători, pentru că să consideră până la prova contradictorie mai este, să consideră că s-a înălțat asfaltul și din cauza asta a lovit. De la 4,05 la 4,20 sau 4,40 cât are înălțimea până la grindă, e diferență. Puteți să ne explicați ca să înțelegem foarte bine acest pod, cât are înălțimea și cât are înălțimea acest utilaj? Păi înălțimea utilajului, v-am zis că l-am măsurat de acolo, de la sol până în vârful săgeții, e 4,05, a plecat cu 4,05 de acolo. Și podurile cele mai joase, poduri sunt de 4,20. Acum nu știu, o să avea mai mult, dar sub 4,20 nu prea au. Și ce credeți că s-a întâmplat? Vreau să nu pot să spun. A lovit grinda și aia. Iar grinda, dacă observați dumneavoastră acolo, n-a fost prinsă în stâlpii amândoi, a fost pusă provizoriu. Se vede cu ochiul liber, că dacă era... Ia, vă rog să uitați un pic acolo. Dacă era prinsă, ea normal, când a lovit-o, trebuia să rupă stâlpii aia. Sau să se rupă grinda. Uitați că ea este pusă în partea de vest. Și când a lovit-o, împingea în stâlpii. N-a fost legată cu nimic, n-au... Dar utilajul ar fi trebuit să meargă cu... nu știu dacă îi spun bine, acel braț ridicat sau nu? Păi nu se poate, așa cum este el marcat. Cum vă nu-i? Vasile Octavian.